suntem chiar la Piața Mică după o mică analiză a situației în care ne aflăm, mai ales referitor la hale, la halele agroalimentare. Am avut o discuție după prânz și cu primul ministru, domnul Ludovic Orban. Aradul față de alte orașe și față de București este într-o situație favorabilă, pentru că noi, și dacă mai avem hale, avem și partea deschisă față de alte orașe, așa cum am spus, în care au dispărut mesele în aer liber și le vom folosi cu preponderență pe acestea, nu avem restricții. În ceea ce privesc halele, aproape de la fiecare piață, dacă le luăm pe rând, și de la Piața Mare, de la Catedrala Veche și cea de la Miorița și cea de la Mihai Viteazu, o să vedem și cu DSP-ul, mai facem o analiză și vom încerca să le facem cât mai deschise, cu ușile deschise, cu aerisire, cu ventilatoarele care să absorbă aerul, să recepteze, să ducă aer curat, și poate reușim astfel să rezolvăm și problema, pentru că ceea ce înseamnă lactate, prânzeturi, cărnuri, e o problemă cu ele în aer liber, 100%, dar sper că vom reuși și ne străduim să trecem peste perioada asta complicată. Și cu siguranță vom trece.